Unul dintre obiectivele prioritare stabilite de Municipalitatea Drobeta-Turnu-Severin este reabilitarea locurilor de joacă din oraș, astfel, în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, 26 de locuri de joacă vor fi reabilitate și modernizate. Acel proiect care îl avem și cu dumneavoastră, în care ne-ați sprijinit și dumneavoastră, avem 26 de locuri de joacă împrăștiate în tot orașul. Acesta e primul pe care l-am început. O să vedeți, o să arate foarte frumos. În primul rând o să fie bucuroși și micii severineni, dar pe lângă ei și părinții și bunicii, că de obicei sunt bunicii. Începe reabilitarea și modernizarea a 26 de locuri de joacă din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Astăzi, primarul Marius Crăciu, alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, au mers în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor. Vorbim de 26 de locuri de joacă. Acesta e primul. Am început aici, în zona blocurilor din Cogălnicianu, dar mai avem încă 25 de locuri de joacă. O investiție făcută împreună cu Consiliul Județean și mulțumesc Consiliului Județean, Consiliului Județean și domnului președinte pentru implicare și pentru sprijin. Valoarea undeva la 10 milioane inclusiv TVA-ul. Are termen constructorul până în aprilie anul viitor să termine. Dacă vremea ne ajută, o mare parte din cele 26 de locuri de joacă vor fi terminate. Sprijinim comunitatea și cu aceste locuri de joacă bucurăm în primul rând pe cei mai mici severineni, dar sunt convins că alături de ei se vor bucura și părinții și bunicii, că ei sunt de obicei ei sunt cei care îi însoțesc. Face parte din proiectul nostru de oraș și din dorința noastră de a veni aproape de oameni, de cetățeni, locuri de joacă, parcări, străzi asfaltate, extindere rețele utilitare, totul ca orașul să funcționeze și oamenii să fie mulțumiți de munca pe care o desfășurăm. Această investiție este realizată în colaborare cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți. Președintele Aladin Georgescu a sprijinit întotdeauna proiectele și investițiile menite să vină în sprijinul cetățenilor, iar de această dată vorbim despre cei mai mici locuitori ai municipiului. Încă de când primarul Marius Crăciu a preluat mandatul de primar al municipiului Drobeta-Turnu-Severin, a început un amplu proces de modernizare a străzilor care necesitau o asfaltare, de amenajare a parcărilor dintre blocuri și a locurilor de joacă. Noi am înțeles că era obligatorie realizarea de astfel de investiții și de la nivelul Consiliului Județean am sprijinit și am alocat fonduri substanțiale și alocăm în continuare. Am intrat în parteneriat cu primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin și iată că după ce s-au amenajat multe parcări și multe locuri de joacă în anii anteriori, acum a semnat un nou contract și cu finanțare de la Consiliul Județean, care prevede amenajarea 26 de locuri de joacă. Vorbim de locuri de joacă noi, dotate cu tot ceea ce le place micuții și sunt convins că în același timp și ei și cei mai mari care vor mai veni în astfel de locuri de joacă vor avea grijă de toată dotarea. Mă bucur că se realizează astfel de investiții pentru că avem un oraș modern, un oraș curat și unde chiar este nevoie și sper să ducă la bun sfârșit aceste investiții care privesc reabilitările de parcări, de locuri de joacă, între blocuri mai ales. Pentru ridicarea calității vieții în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, este important faptul că atât autoritățile locale, cât și cele județene se gândesc la copii, la copii de diverse vârste, astfel încât părinții, cât și bunicii, să aibă plăcerea să viziteze un astfel de loc de joacă, iar cei mici să găsească aparate pe măsura vârstei lor, într-o totală protecție. Încearcă să se termine stratul 1, da. Și de mâine încolo dăm drumul la stratul 2, ăla coloratul. Deci, da. Și leagănele și... Deci joi termin eu, vineri poate să le monteze, deci, adică să le pună să fie gata. Adică dacă vremea, să trăiți, dacă vremea ne ajută, până la sfârșitul săptămânii, ar trebui să fie funcționat. Da. Atunci, când veniți la inaugurare, să știe și cetățeanul să vină aceea să zică, domn primar. La cele mai multe dintre locurile de joacă vor fi înlocuite toate echipamentele, vor fi executate lucrări de infrastructură și va fi turnat covor de cauciuc pentru a nu exista riscul accidentării copiilor. Lucrările executate la spațiile destinate celor mici nu se vor opri aici. Alte 25 de locuri de joacă vor fi modernizate în lunile următoare.